15 noiembrie 2009, anul în care Aradul s-a îmbogățit cu o nouă televiziune care și-a propus încă din prima zi să aducă un aer proaspăt și divers în peisajul media local. Acest lucru s-a văzut încă din start din grila de programe a postului, făcută publică în prima ediție a monitorului de acum 5 ani. Ne propunem ca în următoarele 3 luni să acoperim grila cu producții proprii, documentare, emisiune matinal, dar și filme artistice și videoclipuri muzicale preluate. Spațiul de emisie este de 24 de ore din 24. Reperele zilei vor fi emisiunea matinal, jurnalele de știri, monitor, reportaje din județ, caravana Vest TV, infotrafic, dezbaterea zilnică de seară cu ochii pe Arad, talk show-urile cu personal locale și naționale. La sfârșit de săptămână, programul va fi diversificat cu emisiuni pentru copii, documentare, emisiunea duminicală cu dedicații muzicale, concursuri și transmisiuni în direct. Noul proiect s-a născut datorită ambiției președintelui societății Astra Vagoane Călători Valer Blidar de a demonstra că în România se poate face televiziune și cu echidistanță și bun gust. Intențiile au fost dezvăluite chiar în prima seară de emisie în cadrul primei ediții România la zi. Sigur că rolul Media este de a informa cetățeanul. Acest lucru se întâmplă foarte rar în România. Media, în mare parte, dezinformează și manipulează. Lucruri care m-au revoltat și aș dori ca această televiziune să combată minciuna, dezinformarea, manipularea, mă rog, și alte rele care sunt prezente în viața de zi cu zi din media. Iar intențiile au fost confirmate pe parcursul primului an de existență, când VSTV a reușit să se impună în peisajul media local, tocmai datorită faptului că a respectat conduita pe care și-a impus-o. Din primul an de Veste mi-aduc aminte de emoția începutului, dacă putem să spunem așa, despre faptul că eram o echipă nouă, o echipă de oameni care proveneau din diferite medii, iată că ne-am reunit acum 5 ani de zile aici pentru a crea un post de televiziune local, acum regional, pentru a transmite informații așa cum consider eu că trebuie transmisă către marele public, Uh, și mai mi-aduc aminte, așa cum spuneam, emoția începutului, uh, emoția întâlnirilor cu oamenii care nu ne cunoșteau, uh, aceea de a explica tuturor cine suntem și ce dorim practic de la această televiziune. Da, mi-aduc aminte cu siguranță prima ieșire de, 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 pe teren pentru că toată lumea se uita ciudat la noi, nu știa cine suntem, uh, nu cunoștea microfonul, nu știa, era. era... Era acel moment în care trebuia tuturor, atunci când luai un interviu sau când cerai cuiva o părere, să explici de fapt cine suntem. După 5 ani de zile sunt convinsă că știe lumea cine suntem și uh, sunt convinsă că oamenii uh, apreciază munca noastră. Desigur, nu zic că nu este loc de mai bine, cu siguranță este loc de mai bine, dar cred că acum totuși ne știu oamenii vă invităm ca vineri să sărbătorim împreună cei 5 ani de VSTV regional cu un spectacol de muzică folclorică și nu numai, spectacol care va avea loc în fața primăriei începând cu ora 19.